Păi voi credeți că mă faceți pe mine, mă? Lăsați-l în pace, lăsați-l în pace, vă rog! Vă rog, lăsați-l! Așa merită! Dane, ridică-te, te rog, Dane! Am ajuns din nou să fiu un monstru! Te-ai să taci din gură că stai limba! Lăsați-l, Chivani, lasă-l! Dacă era mai bun ca mine, mă omorai pe mine, nu pe el! Trebuie să-l oprim pe Chivani, ăsta nu știu cum, dar trebuie oprit. Mama ta era cel mai bun asasin al meu. Și aici, pe strada asta, am făcut prima crimă. Astăzi Chivani, am putem un picior. Nu vreau să mă uit, te rog, nu vreau să mă uit, lasă-mă! Doamne, ești un psihopat, bă, omule, ești un psihopat! Taci din gură, ți-am zis! O să aleg tortura clasică. Ce se întâmplă? Capitane, tu ești pe bune? Capitane, nu pot să cred că ești tu! Clipul de astăzi o să vă șocheze, așa că trebuie să stați până la sfârșit. Cum vă spun de fiecare dată, dacă vreți să postăm cât mai repede continuarea poveștii, trebuie să facem peste 3000 de like-uri. Vă rog din suflet să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o deja, pentru că visul meu este să ajung la 500.000 de abonați. Și un lucru foarte important înainte să începem povestea de astăzi este acela că ne-am schimbat serverul și în momentul de față ne jucăm pe Blueberry România, care este un server de hard roleplay și este absolut genial. La modul că au anumite scripturi pe server pe care eu personal nu le-am mai văzut până acum. Și sunt super încântat că facem seria la ei pe server. Deci vă recomand cu drag să intrați pe server și să acordați o șansă. Eu am rămas plăcut surprins. Mai multe informații găsiți în descriere. Bun, ne întoarcem la distracție. Ia ziceți voi, păduchilor, pe voi credeți că mă faceți pe mine, mă? Tu mai ales copil de mamă și tată bețiv. Tu credeai că mă faci pe mine vreodată în viața asta cu terminații ăștia doi? Au, au, nu mai da, nu mai da, te rog. Cu bulangii ăștia doi. Păi voi ce credeți, mă, că sunt eu fraier? Lasă-i în pace! Givani, lasă-i în pace! Ce tăi, dracu de copil! Te rog, nu mai da noi! Bă, că aici vă gropele norociților! Păi ce sunt eu, bă, fraierul vostru? Păi jegoșilor, ție stai capul! Cum am unit de măta! Și pe voi doi vă dau de mâncare la leopardi! Băi, jegoșilor care sunteți! Lasă-ne în pace, Givani, lasă-ne în pace! Tăi din gura, băgame și mătii! Că ce-i împuțiți ce sunteți, mai ales tu, jegosul dracu care ești. Vede-mă la mine în casă. Ce să nu mai dau, mă, tăi din gură că stai mâinile. Eu te-am luat la mine în casă. Te-am ținut ca pe filiu. Ți-am dat bani, ți-am dat tot ce-ai vrut. Te-am ținut ca pe omul meu de lângă mine. Și tu ce-ai făcut, mă? Păi ce să mă, sunt fraierul tău. Gata, Givani, gata. Ce gata, mă, ce gata? Hai să discutăm, te rog eu mult de tot. Hai că m-am plictisit cu joaca asta de copii. E timpul să trecem la distracție. Îi luați frumos și duceți în camera de tortură după ce le pun eu pungile cu față. Am și obosit, dracu. Lasă-mă, lasă-mă. Stai, dracu, ne mișca că-ți fac ăsta păcură. Hai, noroc că sunt legat. Hai, duceți în camera de tortură și ne vedem acolo. Haideți, mișcarea. Și dacă nu vreau să mă miști, ce faci? Vrei să vezi ce fac? Stai un pic să-mi las arma. No, 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 no. Comentezi? Nu, gata, hai, gata. Hai, mișcă-te odată. Hai și voi, păduchilor. Nu e posibil așa ceva, în ce situație ne aflăm? Da, să mă duc eu în față, să nu fac aici ceva scheme. Nu știu, cum mai scăpăm de aici, sincer vă zic. E zdreanță de om, Givani, ăsta. Are noroc că suntem legați. Că dacă n-ar fi gorile astea lângă el, n-ar avea un pic de tupeu. Pe cine faci, mă, tu, gorile? Bă, noi ne faci gorile, mă? Ia! Dane, ești bine, Dane. Hai, mă, ridică-te odată. Bă, tu n-au să te ridici, mă? Colegul, ia-l pe sus. Lăsați-l în pace, lăsați-l în pace, vă rog. Vă rog, lăsați-l. Așa merită. Dane, ridică-te, te rog, Dane. Efectiv, am dezamăgit pe toată lumea. Pe mama, pe tata, poliția și cel mai important, pe domnul capitan. Nu-mi vine efectiv să cred unde am ajuns. A fost cea mai mare greșeală să-l omor pe domnul capitan și să fiu de partea lui Givani. Iar acum, nu doar că o să ajung să mor, dar am ajuns din nou să fiu un monstru. Știți și voi că am mai avut acest sentiment, să mă consider un monstru atunci când l-am dezamăgit pe domnul capitan, când l-am torturat pe domnul capitan și am dezamăgit pe toată lumea. Iar acum, pentru a doua oară în viață, am același sentiment ca și atunci. Simt că, indiferent cât am evoluat de atunci, tot am greșit. Și de fiecare dată când sar un zid, există unul și mai mare. Pur și simplu, simt că n-o să pot să fiu niciodată ca și domnul capitan. El nici măcar nu a greșit și eu l-am omorât. Atât de bun a fost. Ce v-a luat atâta? Că vă așteptă vreo 30 de minute. Hai că pierdem toată distracția după aia. Hai, la cheie ăștia doi încât o dubă, tu noriți, vii cu mine în G-class. Bine, așa voi face. Are să vă mișcarea.
Domnule Giovanni, unde stau? În față sau în spate? La ce ai făcut? Ai meditat în portbagaj, dar o să te bag în față de data asta. Hai, potaie, urcă. Gata, am plecat. Fiecare într-o dubă, Dan într-o dubă, Leo într-o dubă, iar eu cu Giovanni în Mercedesul ăsta. Și acum, ce urmează, domnule Giovanni? O să vedeți ce merită trădătorii ca voi. Ne duceți la Leo Pares? Uite, bă, te-am ținut ca pe un fiu, bă, te-am ținut. Haideți să nu exagerăm, domnule Giovanni. Din gură, că stai limba, taci din gură, că stai limba. Vă rog, nu vă enervați, haideți să vorbim calm. Ți-am să taci din gură, că stai limba. Bine, nu mai zic nimic, Doamne ferește. Și ce credeam că o să iei locul fiului meu care a murit acum 3 ani de zile. Dar se pare că ești decât un păduche. Mi-aș fi dorit, domnule Giovanni, să iau locul. Să nici să nu vorbești despre el tu. Opa, ce e asta? Și cu avionul ăsta? Hai, mișcă. Unde mergem? Mergem cu avionul? De ce? Taci din gură, ți-am zis. Doamne, uitați-vă și voi pe toți. Ia amenință cu Farma și pe Dan și pe Leo. Hai, mișcare, hai. Uite-l pe Dan. Hai, în avion. Avem un private jet în față. Cred că e private jetul ăla care se afla în hangarul ăla, dacă mai țineți minte din episoadele trecute. Pentru că știu că domnul Giovanni avea un private jet și aparent acum știm și de ce îl folosește să ne transporte pe noi. Unde? Nu știu exact. Hei, hei, ce faci acolo? Hei, hei! Lăsați-l, Giovanni, lasă-l! Ulu, mi a pus arma la capul lui instant, nici nu, mă, nici n-am realizat. Mișcare. Hai, 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 hai. Și am decolat, ne îndreptăm spre locația unde vrea Giovanni, pentru că în momentul de față ne aflăm la mâna lui. Eu și cu Dan și cu Leo suntem legați la mâini, toți aici în avion. Ce pot să zic? Nu-mi doream să mă plimb cu un private jet într-o situație de genul. E o experiență, e prima dată că mă plimb cu un private jet, dar mi-aș fi dorit să fie într-un sens bun. Mamă, m-am întors în oraș, câte amintiri am, câte crime, nu vine să cred. Mai adaug 3 la parmalesa aia. Ai spus că o să adaugi 3 crime? Taci din gură că vine acum și stai limba și te arunc pe geam. Se vede că te-a crescut femeia de capitanul. Ce ai zis, mă, de capitanul? O ai plânge eu, mă, dar capitanul e de 1000 de ori mai bun ca tine. Taci din gură că stai limba, capitanul e mort. Dacă era mai bun ca mine, mă omorai pe mine, nu pe el. Trădătorule care ești, trebuia să mă aștept la asta. Și ăla te-a crescut, a avut grijă de tine și l-ai trădat. Crezi că eu nu știu ce s-a întâmplat? Păi mă, ta a murit? Că i-am dat voie la detectiv să o omoare, nu că a murit ea. Poftim, tu te știai cu detectivul? Crezi că totul e așa la întâmplare? Nu pot să cred că tu ai fost în spatele tuturor lucrurilor. Tu mi-ai omorât și mama și din cauza ta l-am omorât și pe capitanul. Doi oameni dragi, iar tata pe lângă murit. Că a murit din cauza mea. A fost și pe insulă, ce crezi? Poftim? Mama a fost pe insula Caio? Urma să ai un frățior, dar se pare că n-a mai apucat. Ce ai zis, mă, de mama? Taci din gura, bă, n-auzi. Da cât mai avem, că nu mai am. Nu mai pot să te suport, să stau în același loc. Taci cu tine. Taci, mă, odată din gură. Cred că nu mai avem mult. Din ce văd, e o pistă în față și văd că avionul se apropie de ea. Deși mai probabil o să aterizăm. Ia să vedem, pilotul ăsta știe să aterizeze sau nu. Ia. Alt avion care decolează. Opa, bun. Hai că s-a descurcat pilotul pe care l-a angajat Giovanni. Cum, nu știu ce se întâmple. V-am zis, sunt pur și simplu în neștiință de cauză. Bun, băie, spungile jos de pe cap, vă rog. Hai, aliniați aici la avion. Ce? Pilot, poți să-ți iei o zi liberă. Ai acolo o mașină, uite acolo. Te duci în oraș, ai fotel rezervat, tot ce trebuie. Trebuie să ajungi în zona Grove Street și o să te prea cineva de acolo, pentru că cunoaște mașina, uite acolo, aia mică. Bun, băie, bun venit în Los Angeles. Bine ați venit, rău. Nimeni, vorba aceea, nu? Ce pot să vă zic, dacă mai scoate vreunul vreun sunet, primul care îi tai limba e Norris, după aia vă pun să-i o mâncați. Putem să o luați ca pe o mini-vacanță, na, nu neapărat mini-vacanță, că o să mă cam distrez cu voi, dar om vedea ce-o fi. Acestea fiind spuse, păștii băgați pe toți trei într-o mașină, restul veniți cu mine. Haideți. Haideți, pe scară. Incredibil unde ne aflăm. În ce mașină intru? În ce mașină intru? Pe tine te iau cu mine. Fiți atenți, băgați acolo pe GPS coordonate 409 și parcați în fața casei, mă așteptați acolo. Păi ăștia îi duceți sus într-o cameră. Da, am înțeles, ok. Da? Da, este da. Aici aproape pe munte. Tu, hai cu mine. Deschide și mie ușa, te rog, că-s legat la mâini dacă nu te superi. Giovanni, ce drăguț din partea ta. Mulțumesc. Hai, dă-i drumul mașină. Bă, de ce ești de om? Mă așteptați acolo, că o să am o plimbare un pic mai lungă cu băiatul ăsta. Mai lungă? Ce mai vrea de la viața mea că m-a omorât? Are o plăcere cu mine. Ce mustață are. De ce ați zis că o să avem o plimbare mai lungă? Aveți plăceri la mine sau? O să-ți arăt niște locuri. Niște locuri?
nu mai pot să țin pasul, efectiv, nu mai pot să țin pasul, sunt debusolat. Tu din ce oraș ziceai că ești? Eu din București, m-am născut și am copilărit acolo. Foarte bine, și eu m-am născut acolo, dar din păcate am copilărit aici, în Los Angeles. Din păcate sau din fericire? Ați copilărit în Los Angeles? De ce, tu crezi că noi acum suntem în București? Ce-i în capul tău? Nu știu că suntem în Los Angeles, dar... Ești departe de România, frățică, nu te salvează aici nimeni. Aici e un poliție în buzunar. Nu poți să crezi că dețineți Los Angeles pe partea de poliție. Dețin Los Angeles din umbră pe partea totală. Trebuie să-l oprim pe Civani ăsta, nu știu cum, dar trebuie oprit. Nu se poate așa ceva. Nu există nimic să miște aici, fără să știu eu. Păi și de ce nu stați în Los Angeles dacă dețineți tot? Pentru că îi las pe alții să-și facă jocurile pe aici până mă plictisesc de ei și o să înceapă să dispar așa pe capete. Dar eu nu o să dispar, corect, nu? Adică eu nu o să mor. Rămâne de văzut. Astea sunt cele două cazinouri ale mele. Da, observ. Acum am dau seama de unde aveți atâția bani. Știu că se fac mulți bani din pariuri. Ia să vedem ce se mai află pe aici, că n-am mai fost de mult până vezi, văd că au cam renovat. O să te duc și în zona în care eu am crescut. Păi și până la ce vârstă ați stat aici în Los Angeles? Până la 19 ani. Și de 2 ani de zile cam dețin tot și insula și orașul și cred că curând țara. Păi dumneavoastră v-ați mutat din Los Angeles fix la vârsta pe care o am eu acum, 19 ani. Până la vârsta asta, ce-am făcut eu, tu ai făcut doar în jocuri. În jocuri, pe calculator? Da. Până la 21 de ani am 84 de crime. Și asta e un lucru care să vă mândriți? Că ați omorât 84 de oameni, mi se pare un lucru de laudă? Am omorât 84 de trădători. Astăzi se vor face 87, acum depinde de voi. Sperăm că veți rămâne la 84. Bun venit în Grove Street. Am auzit de Grove Street. Ai auzit, nu-ți doresc să rămâi pe aici. Ce părere ai de zona asta minunată? Sincer, mi se pare cam rău famată, să zic așa. Nu mi-ar plăcea să stau pe aici. Rău famată e puțin spus, aici speranța moare prima. Speranța moare prima? Eu credeam că speranța moare ultima. Așa crezi în lumea bună. Mamă, cum e zona asta, vai de capul meu. Uite, în locul ăsta crescut eu. Fix aici? Da, momentan a fost evacuat de poliție, deoarece se duc foarte multe războaie între bandi aici. Se vede că ați plecat dintr-un loc rău famat și ați ajuns să fiți un rău făcător. Și aici, pe strada asta, am făcut prima crimă. Mi-am omorât vărul cu un cuțit de bucătărie. De ce v-ați omorât vărul? Să zicem că am încercat să facem bani amândoi, dar ne-a prins poliția și el a decis să vorbească mai mult decât trebuie. Așa că și eu am decis să-i tai capul, să-l las să-l mănânce vulturi. Oameni buni, eu nu știu ce șanse avem, ținând cont că Giovanni și-a omorât vărul, adică o parte de familie, dar de-abia pe mine, care nu fac parte din familia lui. Iar aici, în parcarea asta, mi-am omorât prima iubită. De ce? Iubita nu înseamnă că trebuie să o iubiți, nu să o omorâți. Iubita, mult spus, îmi făcea bani și a fugit cu cine nu trebuie și a murit și ea, a luat foc și băiatul respectiv. Astea sunt detalii. Doamne ferește, deci nu pot să cred. Ce om. Vreau să te mai duc într-un loc și mergem la locul de joacă după aia. La locul de joacă? O să vezi, o să-ți placă. La grădiniță sau unde? Da, da. Într-un parc? O să vezi. Vă dați seama că zice la mișto. Când se referă la locul de joacă, se referă de fapt la locul vreau de joacă pentru el. Prima mea afacere. Prima afacere? Pe care am avut-o la 18 ani. Dar de ce mi-a arătat toate lucrurile astea fix înainte să mor? Ca să vezi ce ai pierdut, ce puteam să-ți las pe mână. Ce e aici? Prima mea afacere, care și în ziua de azi prosperă, numai că nu mai câștig eu nimic din ea. Că câteva milioane la lună nu mă ajută cu nimic. Deja vorbim un miliarde. Milioane nu vă ajută? Păi și de ce nu dai și la săraci, dacă nu vă ajută milioanele astea? Am spus eu că nu dau la săraci? Ați. Dar nu v-am auzit vreodată să vă lăudați aici cu asta. Aici pe stânga ai cea mai mare casă de copii din tot Los Angeles, unde au tot ce le trebuie. Se simt ca acasă, PlayStation, sală de jocuri, sală de sport, subteran, piscină, făcută din banii mei. Pe dreapta ai cea mai mare maternitate, tot din Los Angeles, făcută tot pe banii mei. Cam toate clădirile mari pe care le vezi pe aici sunt ba finanțate de bine, ba construite de la zero de firma mea de construcții. Aveți și firma de construcții? Avem de toate. Aici pe dreapta poți să vezi judecătoria Los Angeles, renovată, făcută din banii mei. Da, am văzut-o. Pe stânga, secția de poliție, dacă nu erau banii mei, eram paragin acum. Pe dreapta e secția de poliție. O, prea vă pricep. Eram acolo. Da, ce să știți și dumneavoastră, domnule Giovanni, să vă scoateți. Lasă-vă că la câți bani am, îmi fac propria limbă. Acum intrăm în zona industrială, 99% din zona industrială e construită de mine. De aici pleacă mâncare, haine, nici nu știu să zic cât facem de toate. Și-ți mai arăt un singur lucru și am plecat. Mirror Park Tavern
se numește, unde fiecare om al străzii, nu contează femeie, bărbat, copil, bătrân, mănâncă gratis de 3 ori pe zi. Nu cred că am făcut numai rău în viața asta și când am făcut rău, am făcut rău cuiva care a făcut și mai mult rău. Casa asta de deasupra noastră urma să fie a ta, din dreapta. Hai, mă, acum fabulați, nu cred. Fabulezi? Până acum n-ai zis nimic și acum când să pun punctul de a muri, fix acum vorbește așa, trecem pe lângă case și păi și eu pot să zic așa, uite casa asta pe stânga e a mea, asta tot a mea e. De unde am eu certitudinea? O să-ți mai arăt ceva ce probabil tu nu știi. De unde e certitudinea? Da, de unde am eu certitudinea? Hai că mergem și deschid o casă acum. Ia, hai, deschideți-mi o casă, vreau să văd și eu cum deschideți o casă așa. Hai, mergem pe lângă o casă și mi-o deschideți. Îți convine asta? Da, oricare, nu contează. Foarte bine. Hai. Hai după mine. Oh my god. Cum ați deschis ușa? Că nici n-aveți chei. Casele mele sunt pe sistem high-tech. Nici nu mai trebuie chei. Amprentă, tăticule. Ferească sfinții. Știi cine stă aici? De fapt, cine stătea? Nu. Lucifer. Lucifer, polițistul? Polițistul. Cu casa asta ce s-a întâmplat? Că eu am auzit că Lucifer a murit. A rămas goală. Și nu stă nimeni în ea? Casa asta, în mod normal, trebuia să fie pentru mama ta, dar mama ta, văd că... Mama mea ce? Hm? Nu știi multe despre mama ta. Ce vrea să însemne asta? Nu mai are rost acum. De morți, numai de bine. Așa vă spune. Tu crezi că mama ta era o sfântă? Era mama mea până la urmă și era o femeie simplă. Vrei să zic cine era mama ta? Mama ta era cel mai bun sicariu al meu. Ce? Sicariu înseamnă asasin. Mama ta era cel mai bun asasin al meu. Mă, adică mama mea era asasin? Ți-am spus că sunt multe pe care nu le știi. Ce vrea să însemne asta? Mama mea era un asasin, nu înțeleg. Tu crezi că dintr-o coincidență a murit capitanul și n-ai murit tu? Nu mai înțeleg nimic, pur și simplu. Nu, mă, degeaba mai înțelegi acum. Am ajuns? Am ajuns. La... Am mai casa? Ce cu atâtea mașini? Hai băieți, luați-l pe ăsta. Da, gata. Hai. Restul unde sunt? Sunt în camera de tortură. Ne-am pus acolo. Pe unde trebuie să o iau? Ce se întâmplă? Vine după mine, vine după mine. Gata. Gata, vă rog. O întrebare mai am. Ți-e sete? Da, vă dați seama, n-am mai băut o apă. Hai să-ți dau apă. Serios? Da, vine o apă. Este, mulțumesc. Hai după mine. Păi, unde e frigiderul? Era un frigider acolo. Nu mai pune atâtea întrebări. Apă. Hai. Tot ce o să bei azi o să-ți bei sângele. Hai lângă prietenii tăi, hai. Ridică-te și aia. Nu, bă, el pe scaun, vă rog, pe scaun. Ok. Hai, ridică-te o dată, pune pe scaun. Bun, bine ați venit în locul meu de joacă. Știți cum puteți să luați această situație acum, ca pe o emisiune? Eu sunt prezentatorul și el e asistentul meu. Băieți, aveți în felul următor 3 categorii. Oh, nu, chiar 4. Avem și mai multe, iau, avem și topor. Aveți 4 categorii. Tortură electronică, tortură pe stil vechi, tortură hardcore și tortură chimică. Mamă, știu eu una mai gravă. Rău de tot, picătura chinezească, dacă o știi. Depinde de voi cum alegeți. Dificultatea o veți afla pe parcurs. Cine să fie primul? Stați un pic să vorbesc și cu telespectatorii, vă rog. Cine vreți să fie primul, băieți? A, stai că nu-i nimeni, e doar creierul meu nebun. Uite ăla cu fața aia, că mă enervez cum se uită așa urât pe mine. Băieți, armele în geantă, aplauze. Și câștigătorul este Leo. Un pas în față, câștigătorule, haide. Nu cred cum să fac un pas în față. Suntem foarte fericiți să anunțăm că această tortură va fi executată și făcută de către mine cu ajutorul sponsorului nostru aici de față, pentru că fără el nu se ajunge în situația asta. Noris, aplauze toată lumea, vă rog. Vezi, încă țin la tine. Tu ești. Dar nu vreau să fiu sponsor. Din cauza ta. Nu vreau să fiu sponsor la așa ceva, mulțumesc. Na, hai că ne jucăm. Haide, Leo, vină încoace. Refuz să vină încoace. Refuzi? Ia stai, refuz să pun ăsta. Când zice ceva Giovanni, tu faci. Hai că te-ai frumos așa și te dragi. Uite mă, de gosul de cine ai băgat. Fii atent, îți dau un sfat. Chimice, că mă distrez și o mai tare. Vani, lasă-l în pace, te rog. Taci din gură. Deci, electric, modă veche, hardcore sau chimic? Nu se poate acasă. De ajuns acasă, ajungi, între 4 scânduri ajungi. Dacă doriți, vă împrumut Gioranga. Nu-i nevoie, stați să vedem ce alege băiatul. Băi, Giovanni, știi ceva? Eu nu o să aleg cum să mă torturezi. Cred că vrei să aleg eu, că o să puta bășină. Sau dacă vrei, aleg eu, uite. Na, hardcore. Ești patetic, omule. Ia să vedem, avem așa, un baros să strivezi rotulele. Niște șurubelnițe să-ți bag niște șuruburi în gât. Dar nu știu cât de eficient o să fie. Adică pe tine o să te doară, pe mine o să mă distreze. Acum depinde. Uite, știi ce o să luăm? Fierăstrău ăsta. Astăzi amputăm un picior, vă rog frumos să-l țineți.
unul de număr, unul de număr. Ivani, ai milă, te rog, implor. Uită-te, Norise, uită-te, e fix numai vina ta. Ce picior îmi place mie, mai îmi place să... dreptul. Mai putut să te controlezi, să-l credezi pe capitanul. Hai, uite-te, uite-te cu curaj aleu să vezi dacă îți place ce ai făcut. Nu mă pot uita, nu mă pot uita. Nu ai vrut să asculti nici de cel mai important sfat pe care ți l-a dat capitanul. Deloc. Gata, lăsați-l, vă rog, Dane, nu mai... Gata, băieți, așezați-l undeva. Ia uite, Nori, să-ți place piciorul ăsta? Nu vreau să mă uit, te rog, nu vreau să mă uit, lasă-mă. Ia uite. Nu vreau să văd, lasă-mă. Lasă-mă, nu vreau să văd. Bun, dragi telespectatori, show-ul continuă. Următoarea victimă făcută de domnul Norris va fi... Nu, Dan, nu, Dan, vă rog, nu, Dan, nu, Dan. Avem de unde să facem rost de un copil? Cum adică copil? Nu e sănătos la cap, Giovanni? Cum să omori un copil sau să-l torturezi? Oh, mă, că glumeam, nu meriți tu atâta efort. E, dar nici pe Dan, vă rog, să nu-l torturați. Nenicule, hai, următor. Nu, vă rog, nu pe Dan, vă rog. Haide, următor. Dan a fost așa bun. Haide, haide. Dane. Și te-ai fost mai bun decât el. Dane, pare rău, Dane. Băi, Dane, uite că sunt băia bun pe tine, chiar te las să-ți alegi. Îi tăiem degetele, cel mai repede. Și le punem să stați că-și alege el. Ia spune, Dane, ce-ți dorești? Tu chiar gândești ceea ce m-a pus să aleg? Eu ți-am spus. Îți alegi tu sau aleg eu? Ia uite ce înseamnă să aleg eu. Îmi poți repeta opțiunile? Deci, electronic, de modă veche, hardcore. Deci, Dane, te-ai hotărât? E foarte greu. N-am cum și să aleg asta. Mai am o metodă. E ceva extra. Doar pentru concurenții premium din acest comedy show, să zic așa. Îl vezi pe la micul din spate? Da. Tu o să-i fii călău. Să-l trădez? Să-l torturezi. Păi da, dar în același timp îl și trădez. Ia uite unde stezi aici din cauza lui. De fapt, acum totul se leagă. Soția mea a murit din cauza lui, el m-a băgat în chestia asta. Gândește-te la tot ce a făcut. Vă rog, vă rog, vă rog, din toată inima mea. Nu mă omorez. Nu mă omorez, vă rog, nu mă torturați, Dane. Da, imploră-mă să nu-ți mănânc inima. Imploră-mă, că așa îmi place. Te rog, Ivani. Pare rău, Norise, îmi pare rău, dar... Cum ai băgat în tot asta? Dale, dale, o mică pauză publicitară, mă voi cânta ceva în cinstea lui Norris. Dale, te rog, adu-ți aminte de tot ce am făcut, te rog, nu mă... Uite, deci tu ce psihopat! E un psihopat, nu te lua după el! Nu bine. Am zis să mă implori să nu te omor! Te rog, te rog, te implor, nu mă... În genunchi imploră-mă! Te rog, acum mă ridic! Stai acolo jos, ți-am spus. Da, ai zis să te implor. Știi ce o să-ți fac? Nu. Nu ți-am spus niciodată ce o să-ți fac. O să-ți dau foc și o să te duci după stăpânul meu în iad, după Bafometos. Cine? Cine e ăla? Diavolul. Nu vreau să ajung în iad, nu vreau să mor. Ba da, e o binecuvântare să ajungi acolo. Eu de-abia aștept să ajung. Te rog, Givani, ai milă, te implor. Ia să vedem ce gust are sângele ăsta. Givani, tu ești nebun? E prost. Și ăsta lui... Cum îl cheamă pe ăsta? Leo. Leo, da? Leo, pare rău. Ia să vedem, Leo, ce... Ia spune-mi, Nori, ce grupă de sânge crezi că are? Bagă ăsta în gură. Nu știu, Givani. Bagă ăsta în gură, ți-am zis. Mă, fiu, ce gust. Nu știu ce... Înghite! Am înghițit. Ți-a plăcut? Nu sunt un psihopat ca tine. O să-ți placă când o să vă beau sângele și o să vă uitați cum beau sânge cu apă minerală. Vani, te rog, lasă-l în pace. Lasă-ne în pace. Gata. Deja mă excită cât mă implori. Te rog frumos. Doamne, ești un psihopat, bă, omule, ești un psihopat. Tași din gură, ți-am zis. Hai, alegeți cu ce vrei să fii torturat, hai. Cum adică să aleg? Îți dau dreptul ăsta. Eu nu pot. Bă, ți-am zis să alegi. O să aleg tortura clasică, cea de aici, de pe perete. Băieți, vreau și eu o rangă, vă rog. Că văd că nu avem. Mai tare mă distrez cu ranga. Să te pregătești pentru durerea vieții tale. Nu, te rog, Dimari. Că ai niște rotule frumoase. Ia să vedem. Te rog, nu da. Astăzi jucăm golf. Bang.
Bă, sunteți nebuni, aleșina? Se pare că da. Păi el credea mai tare, mă, dar atâta. Cinci, mă, femeie? Păi uită-te cât de schilat e. Tu, la ce te gândeai? Așteptăm până își revine. Gata, capitane, am ajuns. Lasă-mă jos. Bun, știi ce trebuie să faci. Nu mai ai nevoie să-ți aduc aminte. Da, capitane, știu foarte bine ce am de făcut. Mi-ai explicat de atâtea ori planul și sper din tot sufletul să ne iasă. Bun, scoate-mi costumul de scafandru din geantă. Acum, mă ocup. Acum, cred că ne vom lua rămas bun. Așa e. Nu uita ce te-am învățat și fără frică. Și în caz că totul merge prost, vreau să știi că a fost o onoare să te cunosc. Nu, capitane, onoarea a fost de partea mea, crede-mă. O să fac tot ce-mi stă putere, capitane, să ne iasă planul și să-l terminăm pe Giovanni. Ce se întâmplă? Îmi pun toată încrederea în tine și nu uita că războaiele sunt câștigate de cei care sacrifică totul. Iar noi asta vom face, vom sacrifica totul. Hai, tu du-te la aia și ai grijă că eu mă îndrept spre submarin acum. O să nu adu vreo 5 minute. Bine, capitane, ai grijă de tine și sper să ne revedem cu bine. Să știi că ești căutată pentru mine și îți mulțumesc. Hai, că o să fie bine, gata cu sentimentalismele. Pa, pa, capitane, pa, pa. Și-a plecat, a dus. Ce se întâmplă? Da. Aoloc. Halucinez? Am murit? Sau chiar se întâmplă asta? Capitane, tu ești pe bune? Stai liniștit că totul e bine acum. Bravo, ai făcut o treabă foarte bună. Ești bine? Poți să te ții pe picioarele tale? Da, sunt ok, pot să-mi revin oricum. Băieți, dați-le o armă și hai să plecăm de aici. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. Capitane, nu pot să cred că ești tu. Mi-a fost așa de dor de tine. Am crezut că o să mor. Am fost în viața mea așa bucuros să văd o persoană. Mă bucur că ești bine, băiatul meu, și să știi că sunt mândru de tot ceea ce ai făcut până acum. Te-ai descurcat mult mai bine decât mine în orice acțiune și trebuie să recunosc că ești mult mai bun decât mine. Acum chiar pot să mor în păcat cu gândul că am făcut ce trebuie din tine. Acum că suntem echipați, hai să plecăm de aici. Dane, ești bine? Da, sunt bine, dar l-au luat pe Leo și nu știu unde l-au dus. Hai că o să-l găsim noi după. Hai să ieșim de aici. Haideți să mergem. Înapoi, dați-vă înapoi. Am murit, mai sunt oameni, capitane, mai sunt oameni pe aici. Luați-vă cover, pe poziții. Guys, ce credeți? O să reușim sau nu să scăpăm din această casă? Lasă la comentarii părerea ta și vom afla în următorul episod. Eu am fost Norris, capitanul a revenit în serie, așa că apăsați chiar acum pe butonașul de like pentru revenirea lui și ne vedem data viitoare. Pa, pa!